despre bază de date și văd că spunea cineva cum e de trolat, scalabilitate. O să las pe Petre să preia inițiativa. Eu nu știu, am tot trolat două lucruri. De ce Petre? De ce Petre? Eu nu știu. Bază de date, nu știu să... Nu merge, acum trebuie să meargă și trebuie să avem nevoie de sute de mii de user și trebuie să nu merge la nimic. Deci, cum, și o problemă care am avut întotdeauna pe diverse setup-uri în bază de date este ce ne face când ne face una mai multe. Lucru care aparent este non-trivial. Ce definiția bază de date este o colecție structurată de date. Noi am zis și într-un format electronic, pentru că Fisher va trebui că nu ne interesează. Nu mă interesa niciodată. Dacă observă cineva acest... Cândeva aici e o mini-bază de date. În indexul ăsta se referă la niște date în momentul care trebuie să reprezinte în conceptul lui propriu și personal, să fie tot așa structurate și atomice și consistente, așa că, cu baza de cu cât e mai stufoasă, încep să constate aceste nivele de redundanță și parțială din ce în ce mai mici până la nivel de bit. Așa că putem mutăm layer-ul de magic într-un cache, spune, și toată lumea știe de cache. La un moment dat, pătrățelul ăla, informația care ne trebuie, nu este în cache. Și așa că, asta se cheamă un cache miss. Magicul nostru aici, atunci bază de date, îl citește, îl salvează aici, foarte important, pentru că vrei ca următoarele să nu se mai întâmplă în bază de date, pentru că astfel ai un magic inutil, inclus. Foarte fain, user ce scapă, dar încă nu trebuie să mai și modifici. E, asta e mai complicat, pentru că e bine, se modifică pătrățelul de acolo. Dar pătrățelul este de ceea ce nu. Bine, zici, ok, când se modifică acolo, ține minte să vii și aici înapoi, să modifici pătrățelul de acolo, să ștergi. Ce mai simplu ștergi, e mai rapid. Nu ai nevoie de complexitate foarte mare, nu de ce. Da, și asta, zic, și în principiu, asta se face la discuri. Ai citit un bloc și începe în cache-ul de disc, pentru că blocul nu se schimbă, doar discul schimbă arsenea. În mod normal, ai un pic de logică aici, pentru că dacă spui, ok, vreau și câți useri, câți oameni sunt în clasa asta? 17. Dacă mai treabă cineva, sunt 17. Dacă mai intră cineva sau este, a, by the way, și trebuie modificat și numărul ăla pe care l-ai spus. Deci trebuie să știi și informații greșite care depind de acea treabă. Și devine iarăși destul de netrivial de problema asta. Și acum plătești în diverse moduri. Adică fine print-ul la caching, ce ai tech, merge tot rapid, numai că este un problem. De pe internet că sunt două mari probleme în computer science, caching validation, naming things, and of my mother's. Caching validation este foarte, foarte complicat pentru că nu știi unde, cine undeva a mai salvat informații pe care tocmai le-ai modificat. Și asta poți să spui, ok, acceptăm că informațiile poate să fie incoerente o vreme de, ce spui, ok, informații din cache vor dispărea după X minute. Mai de o bază de date foarte bună, doar pentru că bază de date sunt doar Firefox și doar Postgres. Eu aș spune că și File System sunt bază de date și DNS este o bază de date foarte mișto, care așa funcționează. Informațiile din DNS sunt cache-uite. Dacă au toate atașate UTTL și spui această informație va fi validă încă două săptămâni, îți face de două minute, dar nu contează. Deci undeva sunt salvate undeva în acest cache și știi că după ce va expira același, toată lumea va șterge acele date, mă rog. Toată lumea. Altă problemă este incoerența cache-ului. Pentru că fiind așa foarte rapide și adică nu se schimbă niciodată informație, este foarte, nu se face atâta, de fapt mai multe cache-uri. Fiecare creau pe lui, pe la lucrurile mai rapid. Dar ăstea tind să varieze. Poți să ai niște informații într-un, informații în altul. În funcție pe ce nimeni, poți să spune alte informații. Pe acolo, dar nu chiar, pentru că nu sunt neapărat invalidate. Și cred că problema se reduce la a balansa false pozitiv cu false negativ. Prefer să îți dea informație rapidă, dar potențial incorrectă, sau prefer să nu-ți dea deloc informația și mai bine te duci tu la cea original. Bun. Hack cu doi. Replicarea. Ea este o chestie foarte populară, toată lumea folosește.
Avem un mask în care scriem, pentru că pe web, by the way, deși doar crede că e o chestie pe moarte, aparent, funcționează de mai ajutat ai questor să decidere. Nu avea să citească chestii, vreau te pe Facebook, de deși tu la poze, nu vrei să le și modifici. Așa că, tu cum avea să citească foarte mult, să scrie foarte puțin. Așa că se face un master, se scrie, se citește în el, orice scriere care vine rămas, se trimite și pe screen. E un concept în cu 19 de stabie, și ca atare, foarte frumos, aici avem datele care tocmai s-au scris pe masă. Acest tocmai este interesant, pentru că scrie aici, în cât timp se scrie din pace? Eventual consistență. Depinde. În, mai scriu care am făcut foarte mult pe rușinea mea, replicarea asta se cheamă asincron. Scrie aici și slave-ii vor aplica și cât se poate datele, dar masă nu stă după toți slave-ii. Înțeleg că sunt niște tehnologii mai deștepte care pot să garanteze oarecare sincronicitatea acestor date, dar e o problemă. Pentru că, bineînțeles, dacă asta înseamnă acum se mișcă greu, trebuie să-i blochezi tot asta. În viața reală e mai puțin probleme. Dacă ai nevoie să faci niște citiri care se dau de time și pică, atunci cum asta știi ce citiri acolo. Problema, care nu e foarte evident la prima vedere, este că, deși citirile poți să le întrebi și trebuie să le citești de pe care vrei, orice modificare poate să faci pe toate. Așa că nu poți să scalezi decât citirile, nu și scrierile. Deci, dacă această bază de date duce, pe măsură ce tot crește, bun, bine, pui scrieri, dar când crești scrierile suficient de mult încât să mai poți face pe mașină, nu mai poți face pe niciun. În plus, ai o redundanță foarte mare. Orice bit de aici trebuie să fie copiat pe toată. Se pot face niște schematorii cu filtrări, cu așa, dar deja e un mult de probleme. Și ocolești, de fapt, product design. Este o soluție foarte bună, dar are la rândul ei, odată, cum spuneam, scalați doar citurile, și a doua, că se păsează oarecum probleme cu coerenție. Că ce te faci dacă informația are aplicat pe un slate, dar nu și pe alt slate. De unde știi? Mai e și o a treia, noi, puțin întâlnită în practică, nu poți să scalezi analizăm doar adăugând slate. Pentru că, la un moment dat, overhead-ul pe care ți-l creează adăugarea unui nou slate, adică overhead-ul pe master, contrabalansează... Nu, overhead-ul pe master este foarte mic pentru că ai doar o citire de locuri care cum se fac. Problema foarte faioasă este că faci o overhead mai mare pe slave decât pe master. Pentru că cel puțin pe mai scrie la de pe 5 scrierile se fac serializat. Exact. Pe master poți să faci scrieri independent și probabil pe slave le faci serial. Și ca tare slave se mișcă mai greu decât master. Dar oricum se păstrează oarecum mai aia. Deci e un fel de cache, dar este la nivel global. Cu tot timpul avem multa. Datele complete ale bazei de adresă. Ceea ce poate să ajute, poate să ajute. Depinde foarte mult. Asta e problemă. Asta este zăul. Magic se cheamă sharding sau particionare. Dacă e cineva din public care vrea să-mi spună că îmi face aceeași chestie, poate să fac lucrurile. Tricul ăsta este că de chestia datele să fie doar natural. Particionarea nu e chestia de să facem hard disk. Este un exemplu de parționat al lui, pentru că spui ok, datele, cum spuneam, datele spațiază natural. Cel mai bun exemplu este că ai o bază date de user. Am avut o prezentare la Tumblr, care spunea că fac ei sharding la Tumblr. Tumblr, dacă știți, este un site cu unde poți să deschizi tot felul de droguri. Și practic au userul funcția, așa cheamă lumea, ca un pete. Petele cele cu tu ești în shardul numărul 3, pentru că asta e cheia de shard, este userul tău, și toate datele tale vor fi în cheia numărul 3. Interesant este că alte lucruri care relațiile cross-partiții sunt foarte constituate. Adică dacă încerc să accesez asta și cumva să mă refer la date care sunt pe altă bază de date,
este foarte costisitor să faci relații în rete și poate chiar nu se poate în anumite situații. Și trebuie să faci. Îți faci și aplicații. Bă, în aplicație. Asta este șarul care n-ai primit un fel de bază dată. La particionare se face la nivel pe o tabelă, să spunem. Datele care nu se pot împărți așa, se mută undeva comun, dacă se poate să fie deloc acea bază de comun, dar uneori sunt, să zicem, că ai, nu știu, statisticile de site, care e ceva comun. O chestie interesantă e că dacă vrei să știi din prima în ce șar te duci, poți să faci o supăteală. Ok, userii în parte se duc în stânga, userii în parte se duc în dreapta. Și fie ai un user care se debalansează la un moment dat în timp, în măsură ce crezi datele, să zicem, am făcut eu pe ăsta cu câte 4-5 litere pe chart, dar vreau să apare că este bază foarte mare de site-uri ca cel cu B, Popescu, foarte mult Popescu, cum se numește. Și vreau să asta crește de două ori mai repede cât crește. Și ca atare mașina să vină mult mai repede. Și atunci, trebuie fie să o fac asta în două ori, să spun ceva în aplicație, că voi o să ai ca L și MP, fie schimbă asta cu altă mașină, trebuie să se poate fie clasa independentă. Nu știu cum vreau. Sau dacă vreau să mai pun încă una. Ok, pe care date le pun acolo? Și imediat, adică aceștia lor e foarte șmecher cu, ok, împart la 10 user ID-ul și mă duc pe rest. Bine, în momentul în care să ai 12 și altă de 10, toată logica ta șmechere se duce și trebuie să mulți dată de acolo. Ceea ce nu e de fan, în timp ce merge. Ce are problema să faci este un lookup table. Faci o bază pe o tabelă undeva care îți spune, ok, userul cu tare este în shardul cu tare, pentru că e pe mala mutat, că nu mai pune în fața lor. Și ca atare, acea bază dată este un verde de înseamnă ritmul, dacă v-ați crezi în de judecă. Devine foarte, foarte, foarte știută bazele de dată. Cam așa e figură la HPX. Da. Se aplică la orice tehnologie care stochează date. Repet, bază de date la orice, nu doar la chestii privaționale. Și la fel sisteme, la fel. La bază de date relaționale este mai simplu de explicat ce se întâmplă. Newsflash. Bazele informatice, aproape tot alea sunt de vreo 50 de ani. Adică tot bit scrie de colo-colo, scrie pe coloane, scrie pe coloane. Deci ai problema de balansării șarurilor. Dacă ții cu frumos user, îi pui frumos, bine, calculăm să fie cât de 10 megapixel de căciulă, sunt așa, ești perfect. Și mâine o să vină, sales-ul să spunem, băi, facem o clasă nouă de user premium, care o să aibă 20 de mega. Deci, mă, bine, ok, random-ul se prește. Random-ul e tot dar lucrează împotriva ta și o să nu se prește. Și o să ai date care nu se pot împărți și ajung pe unde o bază de comună care este foarte logică. În funcție de aplicație poate să funcționeze chestia asta, poate nu. E plin ce și în față. Toată scamătoria astăzi e ca cel magic. Mulți unde îți convine, dar nu scapă el niciodată. Adică nu poți să faci o soluție care face tot. Și faptul 4 este more magic. Soluțiile more magic sunt și mai eu le spun cluster sau cloud sau... E câte o spune ceva, dar nu poate să se sincronizeze. Da! Cum? Adică totul ăsta, fiindcă faci tu ceva acolo și merge. Nu poți să faci consistent și complet și să meargă totul ca și cum are existat. Prima chestie pe care vreau să o scot din poveste este multi-master replication. Ceva, păi da, dar înțeles eu că mai scriu niște master, poți să scrii pe oricare. Păi da, numai că ce scripat trebuie să scrie și pe celălalt și lângă. Tu nu poți să scapi de toate aceste lucruri. Deci multi-master replication ajută la failover, la backup, la probleme de genul ăsta, dar nu te ajută așa. Și nici nu spun problema de split head. Da. Te-ai puțin. Split head. Faptul că simt nevoia să folosești termeni noi pentru o tehnologie, e tot ce spune mai sus. E aceeași problemă. Altă chestie, am avut o 10 sau 15 ani, este un nene pe care am dat cum îl cheamă, pentru că nu țin de decât oameni de știință morți. Doamne
a scos o chestie care se cheamă Cap Theorem. Și zice că ai consistență, availability și partial tolerance. Consistență, disponibilitate și tolerance. Poți să ai două din trei, maxim. Nu, e puțin forțată ca să iasă rotund, dar nu... demonstrăm matematic că nu poți să ai un sistem distribuit care se comporte ca un singur obiect. Niciodată. Trebuie să renunți la ceva. Ori le faci... Și practic ce-am arătat mai sus, riști să fie inconsistent. Sau riști să nu meargă o parte din dată. Sau riști să... Să fie atent. Să se bușească dacă pică rezolvă între ele. Aici... Dat fiindcă acest nene a spus la un moment dat că, băi, ce crezi voi, nu se poate. A început să apară tehnologii care încearcă să... Să treacă peste faptul că... Și intrăm foarte frumos în idei de sisteme distribuite, care are tot felul de termeni ăștia foarte haioși. Ce se întâmplă dacă jumate din obiect... Adică, bine, două servere e complicat. Dacă le facem trei, s-ar putea să fie mai simplu, nu? Am două servere. Split brain e simplu. Ai două servere care au date cu ele, se sincronizează. Pică legătura între ele. Fiecare crede că a rămas singur și cel mai mult. Stop that. Nu avem niciodată număr par de servere. Avem un număr impar, astfel încât când se sparge clusterul în două bucăți, se numără toate, băi, suntem mai mult de jumătate mai, noi suntem șefi. Ceea ce e ok, scapă de sprint brain, problema este că trebuie să se numere între ei la fiecare tranzacție. Cam da, pentru că altfel riști că tranzacția pe care ai făcut-o e în aer până la următoarea confirmare că ai făcut-o pe clasă pe aia trebuie. De obicei ăștia sunt doar pentru coordonare și își țin toate datele în RAM și merg destul de rapid. E asta cu Z de la Apache, Zookeeper-ul, și Google-ul are încă unul care am uitat. Problema este asta. Real life este mai mare cu 194 milisecunde, care mai mare cu 134 milisecunde. 134 milisecunde, cu ea, luminii la viteza ei în bit, să dea o tură de pământ. 198 milisecunde face chestia asta amplitudinea. Poate cu tehnologii mai veche ne apropie de 134, dar a zis un Einstein când mai puțin se poate. Dar noi nu merge nici în linie dreaptă, fiindcă se oprește într-o bancă, într-o placă de rețea, în ceva. Deci, clasul tău foarte șmecher, în momentul care se distribui, pentru că vrei să ai client și vrei să vii și la chinez, vrei să vii și la indien. Dar în momentul care trebuie să vorbească cu toate astea între ele. Și ca atare, orice faci, ca să poți să garantezi acel acid, este la fiecare tranzacție, dai cel puțin o tură de zon, te asigur că toate mașinile tale încă sunt acolo. Da. Google rezolvă chestia asta... au niște ceasuri atomice sincronizate. Și este un paper, nu l-am citit, dar era cu diagrame complicate și poate că rezolv. Nu rezolv problema. Nu rezolv problema, dar o și aceste două sunt foarte populare de mari tehnologii care sunt zâne. Nu e spierge, nu trebuie datele pe spierge, ne facem noi datele noastre în RAM. Cheie evaluare, tot nu știu ce. Băieții care și-au făcut baza de cheie evaluare au constatat că ce fac ei de fapt. Acum am bucat asta. Și se domnule mi-a bucat să răspund. Da, bucat te-a auzit să-l dat. Și vine numărul 7. Unde mă așez eu acum? Tot la pauză, trebuie să te sortăm. Cineva să te sorteze. Un index te sorteze. Păi stai, noi nu avem index. Nu știu, aplicații te sortează, probabil nu crede.
dacă nu e bubbles, nu e nimic. Și base este un termen făcut oarecum la mișto anti-acid, care înseamnă basically available, soft state și eventual consistency. Basically available înseamnă că în principiu se merge. Soft state înseamnă că s-ar putea să schimbe la mine, de la sine datele. Și eventual consistency este n-am toate datele, dar bine. Râdeți, voi râdeți. Dar aparent în foarte multe aplicații este good enough. Da, mai de-aia spriși, nicio problemă. Pe Facebook, nu mori dacă nu îți apare momentul care Gigel a dat postul la ceva, nu îți apare pentru o secundă respectivă. Îți apare peste câteva secunde când mergi în sub. Ok, cum unii oameni ți-au pus în post. Da, nu e problemă. Întrebarea este când începi să ajungi la tranzacții de la jetele care v-au dat cu bani, nu mai poți te joci așa. Și mai se va face la? Da, mă rog, în principiu, deci, explicația aceasta, tot stai din nou să spună, de asta merge ATM-ul greu, îl scoți bani. Știi că multe ATM-uri, pentru că nu au legătură stabilă la internet, fac, îți dau bani totuși. Cred că 2014 în principiu merge, sau te-aș știți, de modem mult, nu? Avem un modem de 56 copii, să trimit acele 14 cifre, sunt multe 16 cifre pe card, dar poate să le cumplim. Nu, problema este că comunicarea ATM-ului cu banca este cea mai puțină problemă. Comunicarea băncilor trebuie ca să spune că, într-adevăr, nu-ți spun înapoi să încheia tranzacția până când sigur nu-ți arăt ție bani și pentru și celălalt bani și rămân în aer. Dar știi că celălalt ATM-uri au fost puse în funcțiune cu mult înainte de 2014. Pentru că am spus, eu am ieșit ca să ca să nu-ți spun că există o bază pe care face asta. Este mai da. Bine mai e magic, nu? Da, e magic. Făcută de un bine. E nicio perfect. Nu, dar am zis să discutăm un pic despre... Am văzut o prezentare foarte faină la... E o chestie pe care o folosesc Google să-și sincronizeze tranzacții de global. Știu. Ce fac este... Consideră timpul ca dată... Nu! Fake-uiesc cu dată. Le trimit înainte, le ghicesc ce vrea să fie și le ține în clasele locale și le invalidează după aia. Dar tot nu poate să garanteze consistența datelor la nivel de minus. Revenind la tranzacții, acum cum managez tranzacțiile, să înceapă. Practic au ceasuri sincronizate atomic și prin GPS. Și da, se autocorectează. Și o presupune. De la un nivel mai sus un pic. Și consideră timpul ca fiind o sursă de stabilă de asta și iau în cont și o eroare posibilă. O posibilă de sincronizare între ele, cu plus și minus. Și în principiu, dacă două tranzacții care pleacă am citit paper-ul ăla și rezolvă altă problemă noastră. Și mi-a fost primul. Da, aia o rezolvă. Ce? Când vin două tranzacții apare, poate să aleagă care este cea corectă. Da, adică, este important în chestia asta. Dar nu, problema nu este când s-au inițiat tranzacțiile, ca să poți să le serializezi. N-ați nicio problemă de serializare. Asta e o problemă oarecum simplu. Dacă ai ceasuri, deci 1700 au reușit să dea așa cu orul pământului, pentru că aveau ceasul corect. Asta e problema care se rezolvă de mult. Problema este că încă nu ți-a venit informația. Și nu știi dacă îți vine ceva, îi dai userului. Bine, ia informația asta și câteva milisecunde mai târziu îți vine și update-ul că bă, s-a întâmplat ceva. De un ceas de lucru. Da, dar tu nu poți să dai timpul înapoi, dar dacă te l-ai dat deja la user. Da. Poți pentru că scrii tu browser. Okay. Eu plec acum toată discuție, dacă mai sunt și alte întrebări din public. Nu? Ce înseamnă la mama? Ai uitat să menționezi Fallacy of Disability Computing. Ce? Alea cu rețeaua merge întotdeauna? Da, am uitat alea. Sunt niște Fallacy of Disability Computing. Deci când
s-a făcut sistemul acela, să se studie pe semne distribuite, și cred că în anul 80 pe la SAN, unul ne-a zis, ok, astea sunt legile nescrise ale distribuitii competitive. Ai însă o întrebări acum. Gata, le-ai găsit. Păi e intenționat. Da? Ce auzi la urmă? Îmi neglijează lucrurile. Așa. Îți dă seama că e greșit. Nu-i contul. Deci, și chiar astea sunt lucrurile pe care, atâta timp cât sunt adevărate, aplicația va fi consistentă. Da. Rețeaua este limba acolo. Doi, atenția este zero. Trei, banda este infinită. Vorbim cu ciorul. Patru, rețeaua se cânt, nu vorbim cu ciorul. Cinci, topologia nu se schimbă. 6 de izvan administrator. 7 costul de transport este 0. Tinde la 0, dar nu neapărat, nu vorbim neapărat de bani, ci și de timp și de procesor și de. Și 8 rețeaua omogenă. Asta e mai precis. Dacă foarte tare apropo de distribuire. Da, deci atâta timp cât baza de date este pe un singur calculator, un singur procesor și un singur user, lucrează perfect. Poți să faci ce te-ai. Deci, e de fapt, chiar ne-ai pentru.